FC Farul a disputat la mijlocul acestei săptămâni o ultimă partidă de verificare înaintea debutului oficial în acest an. Pe 10 februarie, de la ora 14:30, elevii lui Iani Zicu vor întâlni la Constanța pe Chindia Târgoviște, în optimile de finală ale Cupei României. Alb-albaștri au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată în compania celor de la FC Viitorul 2, formație din Liga a 3-a, într-un meci disputat la baza sportivă a Academiei Hagi. Gazdele au început mai bine și au deschis scorul în minutul 8, după lovitură de cap expediată de Crivac. După transversala lui Voicu, jocul s-a echilibrat, dar nu s-a mai înscris până la pauză. În repriza secundă, marinarii au presat și au egalat în minutul 71, grație unei lovituri de cap a lui Simon Măzărache, după centrarea perfectă a lui Antonio Cruceru. Pe final, Alexandru Stoica a avut în două rânduri șansa de a aduce victoria pentru FC Farul, dar prima oară a fost blocat de portarul advers, apoi a trimis peste transversală. În urma acestui rezultat, FC Farul a încheiat seria meciurilor amicale, în care a înregistrat 4 victorii, având numai puțin de 24 de goluri marcate și doar unul primit. Pe partea cealaltă, până la reluarea meciurilor oficiale din Liga a 3-a, FC Viitorul 2 mai are 4 meciuri amicale programate până pe 24 februarie, în care va întâlni pe Concordia Chiajna, Unirea Slobozia, Dacia Unirea Brăila, dar și selecționata sub 18 ani a României.